M-am trezit acum, e dimineața de Crăciun. Mă uit pe geam și văd această vară interminabilă. Unde-i zăpada? Unde-i iarna? Unde-mi este familia? De ce nu sunt cu ei alături pentru a sărbători nașterea Domnului? Poate mulți ar vrea să sărbătorească Crăciunul la soare. Am vrut și eu cândva, recunosc. Dar acum am realizat că nu mai este ceea ce-mi doresc. Știu, aveam zile când nu-mi plăcea deloc frigul iernii, de-abia așteptam vara. Dar acum râvnesc la o zi de iarnă ca la tinerețea fără bătrânețe. Mi-e dor de fulgidenia care mângâia ușor chipul, de prietenii care colindam de seara până dimineața mâncând cele mai gustoase preparate de Crăciun. De familia mea, care mă făcea să mă simt iubită, înțeleasă și fericită. Am crescut, nu mai sunt fata cea inocentă care l-așteaptă pe Moș Crăciun zile, săptămâni, chiar și luni întregi. Unde mi-a dispărut toată bucuria, toată inocența și tot entuziasmul? Timpul mi l-a luat, grijile de zi cu zi. Unde sunt toate sentimentele? Oare s-au transformat în pietre? De ce nu mai simt că este Crăciunul? Cu fiecare an am ajuns să simt această sărbătoare cât mai puțin, mai ales Crăciunul ăsta. Acum, de Crăciun, sunt pe o insulă, lucrez, nu sărbătoresc. Chiar nu-mi doream să-mi sărbătoresc Crăciunul fără zăpadă, fără brazi, fără mulți dintre oamenii mei dragi, fără munți, fără schi, fără spirit, fără frig, fără magie, fără nimic. Mi-e dor de casă, de masă, de tot. Vreau să mă trezesc.